Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Spitalul Municipal de Urgență Moinești devine Spital Clinic de Urgență. Proiect Asigur în Bacău. Campanie de igienă orală. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în calitate de promotor, proiect dezvoltat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și Centrul de Politici și Servicii de Sănătate București, a organizat o conferință de presă pentru a marca finalizarea proiectului Asigur, un program amplu ce a avut ca scop îmbunătățirea accesului la asistență socială, servicii educaționale și de sănătate pentru persoanele dezavantajate din județele Bacău și Vrancea. Finanțatorul a spus că ne aprobă un proiect pe o perioadă de 33 de luni. Deci, teoretic, acest proiect se încheia la 31 decembrie 2023, însă am beneficiat de o prelungire de 3 luni de zile pe un obiectiv constând în sprijin material pentru beneficiari, astfel încât proiectul se derulează pe 36 de luni și se încheie în martie 2024. La început ne-am propus să oferim servicii pentru 1250 de persoane, copii și tineri cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, dar și familiile acestora. Dar astăzi putem spune că oferim servicii pentru 1809 beneficiari, de aceea spunem că am reușit. Sigur vom avea parteneri de încredere, am văzut aici de la Inspectoratul Județean de Poliție, am văzut DSP-ul pe aici și sigur ne va ajuta în sustenabilitatea proiectului apropo de serviciile medicale și de, știu că aveți caravanele acelea pe care le faceți dumneavoastră în timpul anului de prevenire și poate veți avea în program și aceste nouă locații. Avem noi idei și sigur o să reușim să ducem proiectul mai departe, nu numai 5 ani, poate și mai mult. Cu o valoare totală de 2,4 milioane de euro, proiectul a fost susținut de granturile SEE și norvegiene 2014-2021 în cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor. În județul Bacău, proiectul a avut un impact deosebit în cele 9 centre comunitare din Valea Seacă, Plopana, Mănăstirea Cașin, Ștefan cel Mare, Faraoan, Berești, Bistrița, Filipeni, Palanca și Podul Turcului, unde beneficiarii au participat la diverse activități menite să asigure integrarea lor socială și să le ofere acces la servicii esențiale. Aș vrea să scot în evidență faptul că doar prin colaborare putem să realizăm lucruri frumoase. Prin colaborarea cu celelalte comune din județul Bacău, și sunt 9 comune în județul Bacău care s-au implicat, sunt 9 comune care au înțeles că cei care sunt mai puțin favorizați de viață și de soartă au nevoie de ajutor. Cred că adevărata provocare a acestui proiect îl reprezintă sustenabilitatea. Să știți că mă simt ca în familie. N-a fost nevoie neapărat de prezentări. Am venit cu colegii mei de la participanți și voluntari în proiect de la Vrancea, în microbuz. Și m-au familiarizat așa cu atmosfera și povestind și împărtășind experiențele în urma colaborării cu DGASFC Bacău, la care am participat și în mod direct la acele schimburi de experiență. DGASFC Bacău, așa cum spunea doamna director general Albuț Alexandra, deja a identificat posibilitatea oferirii de servicii de asistență socială în cele 9 centre comunitare din județul Bacău, respectiv organizarea întâlnirilor în centrele comunitare cu specialiștii din cadrul DGASFC Bacău în ce privește activitatea de coordonare metodologică și nu numai, ci și întâlnirea managerilor de caz sau a serviciilor de asistență și suport care funcționează în cadrul direcțiilor,
cu asistenții personali profesioniști și asistenții maternali profesioniști și, bineînțeles, beneficiarii. Prin implicare, dăruire, vocație și profesionalism, echipa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a reușit să facă diferența în viețile celor mai vulnerabili membri ai comunității. Spitalul Municipal de Urgență Moinești trece printr-o transformare majoră, devenind un spital clinic. Această schimbare este marcată de înființarea unei secții clinice de chirurgie generală, făcând din Spitalul Municipal de Urgență Moinești prima unitate medicală din țară care obține acest statut fără a fi într-un centru universitar. Ordinul 1342, emis de Ministerul Sănătății la începutul lunii martie, a confirmat reorganizarea structurii organizatorice a spitalului pentru a înființa secția clinică de chirurgie generală. Această decizie a fost luată cu avizul Ministerului Educației și cu susținerea Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Noua secție clinică nu doar diversifică serviciile medicale cu profil chirurgical, ci și îmbunătățește calitatea actului medical prin actualizarea constantă a pregătirii profesionale și a dotărilor conform standardelor internaționale. De asemenea, susține activitățile universitare și postuniversitare, oferind un mediu propice pentru formarea tinerilor chirurgi în cadrul programului de rezidențiat. Deci, pe spitalizările continui și spitalizările de zi, sunt peste 40.000 de bolnavi care accesează, să spun așa, spitalul într-un an. Sunt peste 100.000 de solicitări la compartimentul primirii urgență și în jur de peste 100.000 de consultații în ambulatoriu de specialitate. O altă caracteristică a spitalului nostru este remarcată prin faptul și a fost o preocupare permanentă a conducerii spitalului de diversificare a specialităților care pot fi abordate de bolnavi în spitalul nostru. În momentul de față, puține spitale pot spune că în acea clădire a spitalului sunt 40 de specialități, 40 de cabinete în ambulatoriu de specialitate, 40 de posibilități de internare în compartimente și secții ale spitalului. Din păcate, sunt anumite secții care sunt unice nu numai pentru județ, ci pentru o porțiune mai mare de teritoriu, să spun așa, cum avem hematologia, recuperarea neurologică, recuperarea cardiovasculară, recuperarea respiratorie, care sunt secții unice în zona aceasta și care au o adresabilitate foarte, foarte mare. Domnule doctor, știu că pacienții se transferă între spitale la spitalul superior. Acum, spitalul județean ar trebui, cum trimit la Iași pacienții, ar trebui să trimită la Moinești, că sunteți pe un palier mai ridicat de trebuie. Nu, deocamdată suntem pe un palier mai ridicat ca și secție de chirurgie, dar noi le-am mulțumit colegilor noștri de la Bacău dacă și-ar rezolvat și aici, în spital. Suntem extraordinar de aglomerați și, în afară de partea medicală propriu-zisă, suntem printre puținele spitale din România care și în pandemie și după pandemie ne-am făcut contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și chiar avem depășiri care foarte, foarte greu sunt plătibile. Campanie de igienă orală. Într-un limbaj accesibil la Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare Bacău se desfășoară o serie de acțiuni de către DSP Bacău în parteneriat cu cei de la Colegiul Național Pedagogic și o farmacie particulară în cadrul campaniei naționale de promovare a sănătății orale. La această activitate au participat peste 150 de preșcolari și cadre didactice, cărora li s-a prezentat importanța sănătății orale ca parte a sănătății generale, precum și formarea unor deprinderi sănătoase pentru prevenirea afecțiunilor orodentare.
Educația pentru sănătate reprezintă o prioritate a învățământului românesc, deci și pentru învățământul pedagogic. În colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Bacău și cu Farmacia Prima Farm, am răspuns acestei invitații de a derula în colegiul nostru un proiect privind sănătatea orală, a dințișorilor, pentru că avem aici 100 de copilași din învățământul primar care vor căpăta deprinderi pentru o igienă orală sănătoasă. Activitatea de astăzi face parte dintr-o serie de activități de informare, educare, comunicare ce marchează Ziua Mondială a Sănătății Orale. Campania derulată la nivel național în această lună are ca scop promovarea importanței sănătății orale a copiilor prin formarea unor deprinderi sănătoase de igienă orală, cunoașterea metodelor de prevenire a afecțiunilor orodentare și încurajarea tratamentului precoce al potențialelor probleme dentare. Această acțiune răspunde în mod firesc și accesibil copiilor unei nevoi permanente, într-o formă atractivă, sub formă de conversație, dar și de film. Copiii sunt informați, din nou, de către personal specializat cu privire la importanța igienei orale. Acest tip de activitate este recurent în școala noastră pentru că prin proiecte cu parteneri, cum ar fi Crucea Roșie, sau cu parteneri la nivel local, noi susținem conștientizarea de către copii și de către familii a importanței păstrării sănătății orale. Deci salutăm evenimentul și, dacă se repetă, cu drag mai participăm. Suntem alături de Direcția de Sănătate Publică și de Colegiul Național Pedagogic în această campanie pentru a susține importanța sănătății cavității orale. Campania se intitulează cu un zâmbet mai aproape de sănătate și considerăm că este important prevenția și este important să educăm copiii, pentru că de la vârste mici putem să evităm alte probleme ale cavității orale. De la lansarea campaniei, sute de preșcolari și elevi au participat deja la orele de educație pentru sănătate și au putut afla astfel informații prețioase despre periajul corect al dinților, menținerea igienei orale corecte. Pe 28 martie, un eveniment cu totul deosebit a avut loc în orașul Stațiune Comănești. A fost deschis un nou magazin al francizei Sofia, brand românesc specializat în perdele și draperii pe comandă, fondat de Ana Maria Georgescu în urmă cu 20 de ani în Iași. Sofia pentru că după 20 de ani de multinaționale, după 6 luni de Danemarca în poziții de conducere, voiam un brand românesc. Vroiam să mă întorc în țară și voiam un brand românesc, dar un brand de renume. Un brand. Am făcut research vreo 3-4 luni până am găsit exact ce trebuia. Ce ți-a plăcut prima dată la Sofia, în afară de faptul că e brand românesc și aici ține de mândrie așa și patriotism și tot ce înseamnă? Ce te-a încântat și ai zis da, Sofia? Este un brand de 20 de ani pe piață, un brand de tradiție. Este un brand care emană stil, emană armonie, emană frumusețe și tot ce înseamnă eleganță. De aceea a lucra într-un mediu frumos după 20 de ani de medii, de cifre și de altă, este cu totul deosebit. Și de aceea am ales Sofia, nu regret că am ales Sofia. Eu sper că povestea noastră va ajunge și va încânta localitatea Comănești și toți locuitorii de aici. Noi am venit cu sufletul deschis și am fost primiți cu sufletul deschis de către toată lumea aici. Astfel că vom continua povestea Sofia oriunde vom fi primiți și oriunde se va vedea o nevoie de a aduce frumosul în casele românilor. Că noi asta facem, aducem frumosul în casele românilor. Să te întreb așa pe final de interviu, de ce ai recomandat Sofia? Dar deja ai zis. Da, recomand Sofia pentru că suntem cei mai buni în domeniu, că suntem de 20 de ani pe piață, suntem profesioniști, avem calitate la prețuri accesibile, suntem un brand de lux la prețuri accesibile. Un portofoliu impresionant de client. Un portofoliu de 600 de proiecte Horeca, de peste 20.000 de proiecte rezidențiale, de multe muzee și instituții descentralizate, lucrăm, am făcut primării, am făcut consilii județene, deci de asta. Recomand Sofia, cu drag! În cadrul evenimentului a fost evidențiat nu doar extinderea brandului, ce deține în prezent o rețea de peste 30 de francize, ci și viziunea antreprenorială a lui Cristian Vieru, noul partener Sofia în franciză și totodată managerul acestei inițiative comăneștene. Povestea mea cu Sofia a început în urmă cu 6 ani.
Am fost inițial coordonator marketing și în felul acesta mi-am și descoperit pasiunea pentru marketing, aveam oricum pasiunea pentru scris. Ulterior am evoluat destul de rapid pe poziția de director de marketing și în momentul acesta pot să spun că sunt efectiv Sofia și respir Sofia în fiecare zi. O poveste frumoasă ce durează de 6 ani sau de peste 6 ani? De peste 6 ani, da. Ce te-a făcut să rămâi alături de Sofia? Pentru că, da, poate îți doreai mai mult, mai bine, mai frumos, mai nu știu. Am simțit că este locul meu, pentru că nicio zi nu seamănă cu alta. Simt că mă dezvolt în fiecare zi în Sofia și că oportunitățile nu se termină niciodată. Deschidem o franciză în Miami, deschidem o franciză în Comănești, deschidem o franciză în Timișoara, da, urmează să deschidem o microfranciză, e un alt concept de business pe care îl lansăm pentru românii din diaspora și da, vom fi prezenți și în Mallorca, deci nu ne plictisim niciodată la Sofia și asta e o provocare pentru un om în calitate de angajat și pentru un director mai ales. Cristian Vieru este un nume cunoscut în Comănești pentru business-ul său, ce oferă servicii complete de renovare și construcție, a decis să îmbrățișeze franciza Sofia după experiență personală în calitate de client, decorându-și propria casă cu produse Sofia. Cristian Vieru a fost atât de impresionat încât a văzut oportunitatea de a aduce aceeași calitate și frumusețe în orașul natal. Evenimentul de lansare a fost o celebrare autentică a comunității locale, adunând la un loc antreprenori de seamă, designer, arhitect și dezvoltatori imobiliari. Prin prezența sa, primarul Viorel Miron și-a exprimat felicitările pentru deschiderea noului magazin cu brandul Sofia. Cristian Vieru, alături de Viorel Miron, primarul orașului Stațiune Comănești, Ionuț Iftimoaie, fost kickboxer și vedetă în multiple show-uri televizate, alături de directorii Sofia, Alina Politic și Cristina Voncu, au fost gazdele evenimentului, împărtășind cu audiența viziunea și valorile brandului. Punctul culminant al serii a fost fără îndoială momentul în care Ana Maria Georgescu, fondatorul Sofia, a transmis un mesaj online de felicitare lui Cristian Vieru, aceasta neputând fi prezentă la eveniment pentru că era într-o misiune economică în Barcelona și Baleare. Seara a fost presărată cu multe surprize, precum organizarea unei tombole, prin care unul din norocoșii participanți a câștigat o lenjerie de pat exclusivă Sofia, simbol al eleganței și calității pe care brandul le promovează. Sunt foarte bucuros, un eveniment extraordinar de important pentru comunitatea noastră. Oricine deschide în orice domeniu de activitate economică, financiar, bancară, financiar, nebancară, stomatologică, medicală și de orice domeniu, pentru noi este o onoare ca să particip la astfel de evenimente și chiar sunt bucuros că ați reușit și reușiți să mai veniți, pentru un plus, să aduceți o plus valoare la activitățile economice pe care le desfășurăm la Comănești. Nu știu dacă sunt cele mai importante, nu știu dacă sunt cele mai neimportante. Aveam una din cele mai mari firme, aici am voie să spun firme, să produc așa, Sofia din dincolo din produc din concurență. Fabrica de panel din Comănești este una din cele mai mari fabrici sau cea mai mare fabrică de panel din lume. Și pentru noi este o onoare și o mândrie. Și orice firmă vine de pe piață, vine pe piața economică a României și este cu brand de Comănești, pentru noi chiar este o mare cinste și onoare. Cu toții știți și știm că prețurile imobilelor în Comănești sunt cele mai piperate de pe piață. Pentru că noi mâncăm mai condimentat din cauza asta. Comăneșteri mâncăm mai condimentat. Ce-i cu prețurile astea la apartamente? Ce-i cu prețurile astea la teren? Cine vrea să cumpere un teren și asta? Deja îi spui, vezi că au termine pe buzunare, dacă vrei, sigur, Comănești, sau dacă nu vrei, o localitate din apropierea noastră. Bineînțeles că nu se putea ca la un astfel de eveniment să nu se implice și politicul. Am văzut-o pe doamna din prima. Politic. Chiar se numește politic, deci este stabilită, clară, ca să nu să fie un pic mai elegant. Am adus pe cineva în prezența tuturor aici care a prezentat acest eveniment. Vă doresc succes maxim, să dea Dumnezeu putere, sănătate, să dea Dumnezeu să aveți și să vă puteți realiza ceea ce v-ați propus.
Elevii școlii gimnaziale Scarla Lunghin din Dofteana au demonstrat că nu sunt indiferenți în fața problemelor de mediu și că sunt gata să acționeze pentru a trage un semnal de alarmă cetățenilor comunei cu privire la necesitatea protejării mediului. În fața problemelor identificate la nivel local, cum ar fi incendiile de vegetație, poluarea solului și a apei, prin aruncarea iresponsabilă a deșeurilor în spații nepermise, elevii au reacționat prompt, propunând și implementând proiecte menite să diminueze și să rezolve aceste situații. Experiența de 18 ani a școlii în programul internațional Eco Schools a contribuit la dezvoltarea unui spirit eco în rândul elevilor, facilitându-le implicarea în concursurile propuse de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, care au devenit adevărate provocări pentru ei. Unul dintre aceste concursuri este programul internațional Tine Reporter pentru Mediu, în cadrul căruia elevele din clasa a 8-a, Unguru, Rebecca Ilaria, Uglea, Ana Eliza și Semeș Andreea Ilaria, au preluat rolul de jurnaliste de mediu, îndrumate de cadre didactice și sprijinite de conducerea localității. Acestea au întreprins diverse acțiuni, de la distribuirea de fluturaj cu soluții la problemele identificate, la realizarea de reportaje și interviuri cu specialiști în domeniu și membri ai comunității locale. Implicarea lor nu s-a oprit, ci a inclus și acțiuni concrete de ecologizare în păduri și pe albia râurilor, vizite de informare la stații de epurare și clorinare și diseminarea cunoștințelor în rândul elevilor. Eu sunt Semeș Andreea Ilaria. Mă numesc Ungur Rebecca Ilaria. Și eu sunt Uglea Ana Eliza. Suntem elevi în școala gimnazială Scarla Lunghin Dofteana, în clasa 8-a. Am identificat mai multe probleme de mediu din localitatea noastră, cum ar fi incendiile de vegetație și poluarea într-un mod constant a solului și a apei. Ne-a ajutat să luăm inițiativa și experiența pe care o avem în ecoșcoala, încă din clasele primare. Scopul nostru a fost să facem oamenii să conștientizeze efectele negative pe care le-au acțiunile lor asupra mediului. Pașii pentru proiectul nostru au fost. Întâi am contactat pe cei de la Inspectoratul General pentru situații de urgență, care ne-au oferit atât sprijin cât și informații și ne-au ajutat să ne formăm articolul. Eu am promovat o fotografie în care se află o pădure din Dofteana, care este plină de gunoaie. Și am atras atenția publicului pentru a-i face să conștientizeze faptul că problema poluării este reală. În proiectul nostru am fost sprijiniți de cadrele didactice și de autoritățile locale, care ne-au ajutat să ne promovăm proiectul pe rețelele de socializare, având ca scop ajungerea informației la cât mai multe persoane. În concluzie, noi considerăm că dacă fiecare s-ar implica măcar puțin, vom putea diminua problema sau chiar vom putea elimina. Aprilie a început cu temperaturi caniculare de august, anunțul făcut chiar de meteorologi. După luna martie cu recorduri termice, aprilie își face intrarea cu un start incendiar, aducând temperaturi de vară în plină primăvară. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a subliniat că finalul lunii martie a fost unul deosebit de călduros, cu temperaturi record atât în ceea ce privește minimele cât și maximele. Directorul ANM a explicat că valori de temperatură neobișnuit de înaltă pentru această perioadă au fost înregistrate în întreaga țară, cu recorduri zilnice și lunare la un număr semnificativ de stații meteorologice. În unele zone, temperaturile maxime au atins până la 30 de grade Celsius, stabilind astfel noi recorduri pentru luna martie. Cu toate acestea, directorul ANM a avertizat că vremea se pregătește să facă o schimbare bruscă. În timp ce începutul lunii aprilie va fi caracterizat de temperaturi ridicate, se așteaptă ca precipitațiile să-și facă apariția noaptea, mai ales în vestul țării. Cu toate acestea, începutul lunii aprilie ne surprinde cu temperaturi de august. Trebuie să ne pregătim pentru o schimbare rapidă a vremii, cu ploi și răcire în urmă următoarele zile. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 6 aprilie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 10 grade Celsius. Duminică 7 aprilie, cerul va fi parțial noros, vom avea parte de soare, maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Luni 8 aprilie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 10 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.